Deci noi, patronatul IMM-urilor, vrem ca această capitală să fie la Focșani, dacă tot se spune că Uniunea Europeană vrea să ridice toate zonele de dezvoltare și considerăm că este prielnic, ca acum este o ocazie pentru noi vrâncenii ca să găzduim această capitală aici, mai ales că avem noi destul de sus și cu unirea României, cu Moldova și unirea mare și că a trecut Mihai Viteazul pe aici. Deci, noi propunem să fie capitala, propunem și susținem și la nivel local și la nivel național, capitala regiunii 2 Sud-Est să fie la Focșani. Vrea cineva să mai zică despre regionalizare? Am vrut să știți punctul nostru de vedere. Al treilea punctuleț și ultimul și care este foarte scurt. Deci, referitor la consolidarea mișcării patronale în România și în județul Vrancea, vreau să vă reamintesc că în România sunt 11-12 mari confederații patronale, care au patronate în județul Vrancea în număr de 7. Conform legii 62, doar 3 patronate au reușit să îndeplinească condițiile de reprezentativitate, adică să se înregistreze la tribunal ca persoană juridică, să cuprindă în componență firme și număr de salariați înregistrați la Inspectoratul Teritorial de Muncă. Deci, bobul numărat. Nu se face patronatul după voia și nevoia fiecăruia, deci sunt niște organisme serioase care se realizează conform legii 62. Având în vedere că sindicatele revendică o parte din prevederile legii 62, noi o găsim deocamdată corespunzătoare, dar care poate fi și perfectibilă, și având în vedere că ei susțin anumite probleme care pe noi ne deranjează și nu suntem de acord, ne gândim să unim mai bine mișcarea patronală și am gândit că patronatul IMM, care aparține de Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, UGIR, patronatul UGIR, și patronatul național din România, să constituim o structură care să fie denumită Federația Patronală Vrancea, din cele 3 patronale care sunt reprezentative. Scopul acesteia ar fi ca să reprezentăm mai bine interesele tuturor patronatelor în relația cu autoritățile, ar fi să dezvoltăm activitatea economică în județul Vrancea. Scopul acestei noi confederații sau federații să fie apărarea intereselor noastre. Un alt scop este să sprijinim celelalte patronate ca să își facă, să devină patronate cu personalitate juridică și să aibă reprezentativitate. Pentru ca autoritățile să aibă cu cine să stea de vorbă. Ca atare, am avut o întruire între cele 3 patronate care sunt legal constituite și recunoscute și sunt și membri ale Comisiei Dialog Social de la Prefectură. Bine, sunt reprezentate și celelalte organisme. Împreună cu domnul Vlase, am pornit la constituirea acestui nucleu și să sperăm că în perioada următoare vom realiza acea instituție importantă, patronatul din județul Vrancea. Pentru că vă spun și cu mândrie, dar și cu amărăciune, că au fost zeci de cazuri când eu, Roman, Ionel, Ion, sau cum nu știu, mai zic unii și alții, am rămas în fața tuturor că reprezint patronatul. Deci nu pot eu să-i reprezint pe toți și vrem ca și alte persoane competente, să sprijine și să reprezinte aceste interese. Asta a fost scopul și nu faptul că mie mi-ar fi mai trebuit o funcție și așa am destule, dar oricum, la vârsta mea, pentru următorul mandat, mă străduiesc ca să reprezint interesele așa cum se cuvine. Am să rog pe domnul președinte de la UGIR să ne zică câteva probleme referitor la chestiunea aceasta, care noi am ticluit-o și am găsit-o ca o necesitate. Așa cum domnul Roman spunea, cele 3 patronate reprezentative și înregistrate conform legii 62, am convenit constituirea unui grup de inițiativă pentru întâlnirea mișcării patronale la nivelul județului Vrancea,
pentru a și să solicităm și colegilor noștri să adere la această mișcare comună, pentru a putea stabili un dialog comun în baza legii dialogului social cu sindicatele și cu autoritățile locale, pentru că de cele mai multe ori interesele noastre ca patronate chiar distincte coincid și o mișcare comună poate fi benefică în interesul tuturor patronatelor individuale. O să, în perioada următoare, o să luăm legătura și cu celelalte patronate și le vom solicita să întrunească condițiile legii 62 și să adere la mișcarea, la ceea ce dorim noi să facem, să devenim ca și o voce comună, cu obiective comune, pe o platformă, probabil, discutată și cu celelalte patronate. Aș vrea să adaug, noi am discutat și nominalizarea interimară unei conducere a acestei federații patronale pentru perioada următoare, pentru că trebuie cineva să se ocupe. Acum, în ce mă privește, m-am gândit că cel mai bine ar fi să fie un om tânăr, să fie domnul Vlase, să coordoneze federația aceasta. Am avut mai multe discuții, n-am ajuns noi la un rezultat. Însă domnul Roman are o experiență mai bogată și o activitate în mișcarea patronală de lungă durată, încât consider că este mai potrivit pentru a conduce cel puțin pentru un moment. Și o să vedem în urma discuțiilor cu celelalte patronate această nouă alianță. Deci, aceasta fiind declarația dumneavoastră publică aici în față de mass media, aș vrea atunci să rețineți că noi am convenit cele trei patronate pentru o structură de coordonare interimară a Federației Patronatului Vrancea, în felul următor, subsemnatul având calitatea de președinte, domnul Vlase, prim vicepreședinte, și domnul doctor Albu, vicepreședinte. Cine e doctor Albu? Doctor Albu. Deci, după doctor Albu, l-ați văzut la dialog social de mai multe ori, este președintele Patronatului Medicilor din județul Vrancea. Deci, este președintele Patronatului Medicilor din județul Vrancea, este un om vechi, a fost președinte la Casa de Sănătate, dacă vă amintiți, este un om deosebit și n-a putut să vină acum, că este de gardă la spital. Deci, el și-a dat părerea pe un protocol. Deci, protocolul este semnat de cele trei patronate, așa cum spunea și dânsul, domnul Vlase, alături de aceasta pot să vină și ceilalți, să sperăm că structura asta va fi viabilă, iar autoritățile, când au ceva important, să ne cheme și pe noi. De exemplu, îmi pare bine că astăzi, de exemplu, în județul Vrancea se desfășoară vizita ambasadorului Franței și noi ne bucurăm că Franța este o țară frumoasă și interesantă și pentru Vrancea, dar pe noi nu ne-a anunțat nimeni, nu ne-a chemat nimeni, nu ne-a invitat nimeni. Aveam și noi un cuvânt de spus sau poate că prezența noastră întărea echipa de prezentare a județului Vrancea față de un asemenea invitat de rang înalt. Nu, domnul președinte.